Când sirenele au început să se audă în centrul Constanței, jandarmii și-au făcut apariția pe străzi și au oprit circulația mașinilor localnicilor. Cel mai mare complex comercial din centru era victima unui dezastru de proporții. În simularea pompierilor s-a pornit de la premiza producerii unui cutremur de 7 grade pe scara Richter și urmările sale. Prima dată au fost salvate persoanele rămase la etaje după prăbușirea scărilor din imobil. Apoi echipele de pompieri și decontaminatori au pătruns în clădire căutând victime încarcerate, leșinate și în imposibilitatea de a se deplasa. S-au instalat corturi medicale de jur împrejur, s-au instalat centre de triere și toate străduțele care înconjoară centrul orașului au fost împânzite de oameni în uniformă. Paramedicii au fost în prim plan. Am mai preluat o victimă intoxicată S-a recepționat un DSM, pregătiți-vă să priviți-o. Când părea că scenariul a ajuns la final, lucrurile s-au complicat din senin. Au fost chemate echipele de descarcerare și paramedicii care trebuiau să preia victimele de la subsol. Două mașini erau lovite și nu se mai puteau deschide ușile ca șoferii să iasă afară. În plus, unii dintre ocupanții mașinilor erau în imposibilitatea de a se deplasa singuri. Două ore a durat în total exercițiul Inspectoratului pentru Situații de Urgență, la finalul cărora oamenii s-au declarat mulțumiți. Pompierii constanțeni au periodic astfel de antrenamente pentru a fi pregătiți în caz de calamități naturale.